Salutare oameni buni, eu sunt Ian Driver și bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. După cum ați văzut și din titlu, astăzi o să vă povestesc cum, de fapt, o întâmplare de la mine de acasă, din Cahul, de când eram mic, de când eram prin clasa a 9-a, a 8-a, nu mai știu exact. După cum știți, am avut eu o motocicletă Honda, un model foarte vechi, de prin 2003, cred, nu mai știu exact din ce an era, dar, după cum știți, l-am parcat frumos, ca de obicei seara îl parcam în curte, sub geam, și a doua zi nu mai era, când m-am trezit, nu mai era sub geam parcat, nu știu cine l-a sustras bunul meu, dar, la urma urmei, asta e, s-a întâmplat. Vă dați seama că am plâns foarte mult după el, pentru că mă învățasem cu el, mergeam cu el, așa că nu știu ce să vă mai zic. Cam asta a fost povestea de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi pentru mai multe clipuri, pentru că mâine posibil să facem live, așa că v-aș ruga să depășim peste 60 de abonați în timp de 24 de ore, să strângem peste 20 de like-uri, să vă dați cât mai multe share-uri, să vadă și prietenii voștri, să mă urmăriți pe Instagram, Gasca Ianu cu litere mici, Ian Gasca pe Facebook, Ian Driver 18 pe TikTok, să-mi dați follow și cam asta a fost povestea. Dacă v-a plăcut, v-am spus, să vă abonați, să apăsați clopoțelul, să anunțați și prietenii voștri, rudele voastre să se aboneze la canalul nostru. Un comentariu mă ajută foarte mult aici în secțiunea de comentarii, să-mi spuneți și voi povești ale voastre prin comentarii, să vedem care sunt mai interesante față de a mea sau nu. Așa că lăsați-mi în comentarii ce a jos în comentarii și eu o să citesc toate comentariile voastre și o să vedem care sunt cele mai bune povești. Da. Deci cam asta a fost clipul de astăzi. Eu am fost Ian Driver. Nu uita să pușești butonul ăla de like, de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa!